Bună ziua, dragi prieteni! Împreună cu deputatul Octavian Țicu și candidat la prezidențiale, am decis să vă prezentăm astăzi mai multe documente din faimosul caz Bahamas, în care sunt implicați fruntașii Partidului Socialiștilor, conduși de către Igor Dodon. Precum cunoașteți, în 2016 Moscova a decis să financeze Partidul Socialiștilor prin filiera Bahamas. Astăzi vom prezenta în exclusivitate documente. Dacă până acum am prezentat oarecum fragmentar câte ceva din probele incontestabile care constituie suficient temei și bănuieli rezonabile pentru a iniția procese penale, dosare penale a persoanelor vizate, astăzi venim cu toate documentele care demonstrează implicarea efectivă a fruntașilor socialiști în operațiunea de spălare a banilor și de finanțare a campaniei electorale ale lui Igor Dodon în 2016. Nu excludem că și în actuala campanie mai există ceva similar cu Bahamas. Ar putea fi un atos că sărmanii credincioși pravoslavnici în frunte cu Dodon au mers pe acolo să primească blagoslovirea unei noi operațiuni. Dar despre acest fapt vom vorbi cu o proximă ocazie. Acum ne vom referi efectiv la documentele relevante. Și aș vrea să pornesc de la faptul că documentul de referință în care ne demonstrează că Partidul Socialiștilor a spălat 1,5 milioane de euro prin filiera Bahamas este contractul între Westerby Limited, o SRL din statul Bahamas, și Exclusiv Media SRL, fondator al căreia este liderul fracțiunii Partidului Socialiștilor, smeritul și evlaviosul credincios Corneliu Furculiță. Uitați-vă pe ecran și am prezentat și anterior acest document de referință, unde în limba engleză și în limba rusă a fost întocmit acest document și un detaliu e foarte important. Acest contract, care comportă evident că elemente de colaborare internațională, fiindcă e vorba de două instituții din două țări diferite, este reglementat de legislația Federației Ruse. Nici a statului Bahamas și nici a Republicii Moldova, de unde e SRL-ul lui Corneliu Furculiță, ci de cea a statului Bahamas. Acesta este documentul și argumentul că Exclusiv Media SRL, care aparține lui Corneliu Furculiță, a împrumutat 1,5 milioane de euro, echivalentul la 33 de milioane de lei moldovenești la acea perioadă. Al doilea document, și aici mă refer, nu, la raportul, e vorba de raportul de la CNA, așa e, raportul de la CNA, care ne demonstrează și ne prezintă toată filiera cum s-a produs și voi citi doar concluzia pe care ofițerul superior de la CNA, domnul Adrian Țurcoanu, o trage urmare examinării dosarului. De menționat că directorul societății comerciale Exclusiv Media SRL, Petru Burduja, refuză să prezinte în original contractul de împrumut cu Westerby Limited. Din cele
relatate, putem concluziona că persoanele fizice și juridice enumerate supra sunt afiliate și participă într-o schemă de spălare a banilor cu o proveniență necunoscută, urmând în cele din urmă scopul de legalizarea bunurilor pe teritoriul Republicii Moldova și finanțarea partidului politic PSRM în campania electorală. Reieșind din cele expuse, faptele descrise denotă circumstanțe a elementelor constitutive a infracțiunilor prevăzute de articolul 243, spălarea banilor, și consideră oportun ca materialele acumulate de trimis în adresa Direcției Generale Urmărire Penală pentru examinarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare. Deci, o instituție a statului, cum e CNA, Centrul Național Anticorupție, a examinat dosarul Bahamas și a propus soluția. Ce se întâmplă mai departe? Toate documentele vis-a-vis de cazul Bahamas, de operațiunea Bahamas, se află în prezent la Procuratura Anticorupție, inclusiv și toate documentele pe care o să le vă prezentăm, anterior fiind la CNA. De aceea, este foarte straniu că, deținând aceste probe incontestabile, Procuratura Anticorupție nu a inițiat procesul, urmărirea penală a persoanelor implicate, dar s-a limitat la câteva explicații foarte neadecvate care au venit de la Autoritatea Națională de Integritate, inclusiv o explicație absolut aberantă în care un reprezentant, un ofițer de acolo, în cazul domnului Vasile Bolea, am făcut public cazul și explicația de rigoare, precum că dacă ei chiar 6.510.000 de lei împrumut pe parcursul parcursul anului le-ai restituit, nu ești obligat ca să faci această declarație, această mențiune în declarația de avere. Ei bine, vedeți cum operează cei de la ANI, iar cei de la Procuratura Anticorupție atât așa au așteptat, ca să nu inițieze acest proces. În continuare, vreau să mă refer la liderul fracțiunii Partidul Socialiștilor, consăteanul lui Igor Dodon, Corneliu Furculiță. Îl vedeți și dumneavoastră în imagine, opțiunile și viziunile lui politice spre ce tind. Vedem steaua Rubinie de la Kremlin, mai jos reflecțiile profunde ale liderului PSRMist de la etajul 3 a vilei de la Durlești. Dar bine, acestea sunt lucruri pe care procuratura și alte instituții ale statului trebuie să le examineze. În continuare, sunt afișate dispozițiile de plată. Dacă până în prezent noi am avut ocazia să vă prezentăm doar două dispoziții de plată, inclusiv contractele care demonstrează că au fost semnate acorduri între exclusiv media și SRL și domnul Cornel Furculiță, acum dispozițiile de plată. Per total, domnul Corneliu Furculiță a împrumutat 6.510.000 de lei de la exclusiv media, bani care au fost transferați din Bahamas pe contul exclusiv media. Adevărul cu ultima tranșă a decis domnul Furculiț să o includă și pe soția sa, Ludmila, și dumneei a semnat și ea un contract de împrumut de la SRL, de la acest SRL. În declarația de avere nu există, a domnului Furculiță, nu există nici o elementară mențiune despre această sumă, aș spune, fabuloasă pentru realitățile Republicii Moldova. Pentru sutele de mii și aș spune chiar și milionul de cetățeni care trăiesc în condiții
sărace, în condiții foarte complicate, dar liderul, ortacul socialist a considerat că nu e cazul să declare în acest document de referință, deși era obligat, era deputat, deținea o funcție de demnitate publică și era obligat să facă acest lucru. Din păcate, au considerat că nu e cazul și atât Procuratura Anticorupție cât CNA nu a dat curs procesului de examinare exigentă și responsabilă a acestui caz, nu doar mă refer la domnul Furculițe, ci la 29 de persoane. 29 de persoane din fruntași ai Partidului Socialiștilor sunt implicați în această operațiune de spălare a banilor. În continuare, colegul meu, domnul Octavian Țigu, se va referi și la alte persoane. Acum vă rog să mergem mai departe și să poposim la o altă persoană importantă, a lui Igor Dodon, din anturajul lui Igor Dodon, îl cunoașteți foarte bine, e vorba de Maxim Lebedinski. Mai este dumnealui și membru al CEC-ului, secretar general la CEC. În rândul socialiștilor, Maxim Lebedinski este considerat o persoană foarte deschisă pentru dialog, jovială, pe alocuri e chiar și foarte european arată, mai are și cetățenia statului român când e convenabil, dar uitați-vă, domnul Lebedinski, iarăși, ca și colegul lui, șeful lui de partid, nu de partid, de fracțiune, că a fost și dumnealui membru al Parlamentului, nu declară inițial, ia un împrumut de la același faimos SRL. Da, este aici, mulțumesc. Ia un împrumut inițial 260.000 de lei. Primul împrumut, al doilea împrumut 200.000 de lei. Și al treilea împrumut e vorba de 500.000 de lei. Per total 960.000 de lei, aproape un milion. Același lucru. Nu, în declarația de avere, nu este specificat nici un cuvânt despre acest împrumut, deși legea și deținerea unei funcții de demnitate publică și chiar și funcționar public, nu contează, îl obliga și obligă pe toți să declare orice împrumut. Compartimentul numărul 7 din declarația de avere. Veți vedea că nu există nimic și pentru, fac o remarcă suplimentară pentru reprezentanții mass media. Să știți că ceea ce arătăm pe ecran e ca să vadă și cei care ne vizionează, dar pentru reprezentanții mass media vă transmit suplimentar toată informația relevantă cu toate documentele, probele incontestabile, copiile sunt făcute de pe original, 100%. În continuare, aș vrea să-i ofer cuvântul colegului meu, bunului meu coleg și prieten, domnului Octavian Țicu, cu care am inițiat în cadrul Parlamentului mai multe inițiative legislative, din păcate n-au fost susținute de către ceilalți colegi în speranța că vom totuși vom reuși și mă bucur de faptul că m-a susținut și în egală măsură am făcut-o și eu atunci când a fost cazul că pe mai multe eforturi comune și inițiative comune de a combate corupția și corupție în Republica Moldova. În prezent nu rămâne decât să-i doresc succese în campania prezidențială și să-i ofer și dumnealui cuvântul care, în cadrul care se va referi la alte persoane din anturajul lui Igor Dodon. Să știți, doar o remarcă, domnule Țicu, nici o operațiune financiară, nimic nu decurge fără aprobarea și monitorizarea directă și efectivă a lui Igor Dodon. Dar despre acest fapt, la sigur, se va referi domnul Țicu.
Mulțumesc, Excelență, prieteni, cetățeni ai Republicii Moldova și cei care cunoașteți îndeaproape această luptă pe care ne-am asumat-o împreună cu domnul Reniță împotriva acestei guvernări. Eu atunci când am pășit în acest domeniu al politicii, aveam o viziune extrem de limitată din auzite, din văzute sau din spuse a ticălășenii acestui sistem construit de 30 de ani. Dosarul Bahamas, și vă spun lucrul ăsta deja pentru că eu tot am avut șoc legat de amploarea acestui dosar, care este doar unul din multele dosare care caracterizează sistemul politic din Republica Moldova. Dosarul Bahamas ne relevă două aspecte extrem de importante pentru noi în înțelegerea viitorului pe care îl vom avea. Primul aspect este influența profundă pe care o are asupra Republicii Moldova Serviciul de Securitate al Federației Ruse și Rusia în general, Kremlinul, prin interpușii care actualmente reprezintă interesele acestui stat în Republica Moldova, dar și prin diversi agenți prezenți în diferite partide politice, inclusiv în componentele blocului acum. Despre asta o să mă refer mai târziu. Iar al doilea aspect, dosarul Bahamas relevă caracatița acestui sistem care atrage în guvernare și sub umbrele de protecție oameni compromiși care au slujit fie pe Voronin, fie pe Plahotniuc și care acum s-au regăsit foarte bine la Dodon. Este convingerea mea profundă că nu există șanse de asanarea sistemului acesta politic decât prin realizarea unei reîntregiri cu România și aducerea unui sistem de securitate și ordine legale controlat de Alianța Nord-Atlantică. Și ca să fiu mai convingător, rog să, am văzut că ați pus poza, să vedeți unul din personajele acestei metamorfozări ai politicienilor și oamenilor din sistem. Domnul Petru Cordoneanu, unul din figuranții principale ai dosarului 7 aprilie 2009, care alături de alt torționar al dosarului 7 aprilie 2009, Pavel Voicu, se află în curtea guvernării lui Igor Dodon. Și sunt oamenii din credere pe care acesta îi poate folosi, pentru că în oricare alt stat legal de justiție și de drept, acești oameni ar fi trebuit să fie închiși, condamnați, așa cum a figurat domnul Cordoneanu în dosarul 7 aprilie cu probe concludente de la care a fost achitat de procuratura coruptă. Așa cum știți, pe ușa din spate, domnul Cordoneanu a ajuns general și șef adjunct la Serviciu de Pază și Protecție, care un serviciu care nu corespunde necesităților pe care ar trebui să le aibă un președinte de stat. SPPS-ul s-a transformat într-o armată personală a lui Igor Dodon, iar omul care fidel execută sau va executa ordinele sale este Petru Cordoneanu, un om căruia îi tremură fundul în cazul în care vom avea un stat de drept. Și ca să vedeți amploarea acestei implicări, domnul Cordoneanu este unul din figuranții, de asemenea cu restul oamenilor din angrenajul lui Igor Dodon, care a contractat de la Exclusiv Media un contract de 500.000 de lei, 500.000 de lei, care însă, spre deosebire de restul garniturii, n-au ajuns în totalitate acolo unde ar fi trebuit să ajungă.
Pentru că în dispoziția de plată, domnul Petru Corduneanu indică doar suma de 235.000. Asta însemnând că restul 265.000 nu știm unde s-au dus. Poate îl întreabă presa unde s-au dus celelalte 265.000. Da, poate procuratura. Poate și procuratura, dar dat fiind că domnul Reniță vorbea de faptul că CNA n-a declanșat o urmărire penală în cazul acestui caz, este evident. Este evident pentru că domnul Ruslan Floce a fost votat în Parlament ca un om care venea din aparatul președintelui Igor Dodon. Și acest lucru este clar în condițiile în care mai așteptăm ceva din partea CNA sau a Procuraturii, care de mult și-a demonstrat loialitatea față de Igor Dodon. Într-un mod paradoxal, la fel ca și ceilalți figuranți în dosar, domnul Petru Corduneanu n-a declarat acest credit în declarația de avere. În schimb, domnul Petru Corduneanu arată o imaginație absolut debordantă în prezentarea prețului pe care l-a avut la procurarea unei mașini Skoda Superb. Dacă vă imaginați, în anul 2016 a cumpărat o Skoda, atenție, cu 10.000 de lei. 10.000 de lei costă o Skoda Superb. 500 de euro. Vreau și eu să găsesc așa un cumpărător care să-mi dea o Skoda Superb cu 500 de euro. Vă rog să nu uitați și de mine, vă rog. Să o dau poate părinților mei la țară să plimbi și ei, că îi dor picioarele de bătrânețe deja. Dar o să vedeți și alte chestiuni curioase legate de alt membru. Deci până la ora actuală am vorbit de deputați, vorbim de membri CEC-ului, vorbim de oamenii din sistemul de pază și securitate. Deci este o caracatiță absolut halucinantă. Următorul om implicat sau cetățean implicat în această schemă de corupție este domnul Vadim Filipov, membru al CEC-ului, om care face parte din această construcție a lui Igor Dodon, fiul președintelui raionului Dubăsari, consătean cu Igor Dodon. La noi lucrează foarte bine pământeniile, numai că în alt sens. În sensul în care, ca în acele clanuri din epoca medievală care se bădeau sau se bazează pe relațiile de rudenie și de sânge. Așa acționează guvernarea lui Igor Dodon. Deci domnul Filipov, de asemenea, a contractat un împrumut de 500.000 de la Exclusiv Media în data de 23 martie 2016, termen de împrumut care expira la 31 decembrie 2017, și la fel ca și restul oamenilor implicați în afacerea în dosarul Bahamas, au uitat să declare acest împrumut în declarația de avere pentru 2016. Din ceea ce vedem la ora actuală, a declarat doar un împrumut din 2014, iar de celălalt, probabil a fost o instrucțiune urmată de acești oameni în colaborare cu Igor Dodon și serviciile secrete ruse. Sigur, spre deosebire de Petru Corduneanu, domnul Filipov este mai onest un pic. El și-a declarat Skoda Superb la un preț de 534.000. Faceți o comparație între prețul de cumpărare a Skodei de către Filipov și Corduneanu. Unul procură cu 534.000, altul cu 10.000 de lei. Asta este fața guvernării pe care o avem. Și nu pot aici să nu mă opresc la un aspect foarte important legat de complicitatea serviciilor ruse și a Kremlinului. Pentru că am fost unul din oamenii care m-am opus vehement
realizării acestei alianțe cu Partidul Socialiștilor la 8 iunie și am considerat prelungirea acestei colaborări făcute sub egida COSAC, pentru că noi am votat ca liderii blocului acum să nu meargă la întâlnirea COSAC și ei au încălcat acest lucru, iar construcția ulterioară a alianței cu Igor Dodon la 16 septembrie a compromis viitorul european al Republicii Moldova, pierderea primăriei orașului Chișinău și a instituțiilor puterii în favoarea lui Igor Dodon. Suntem din plin loviți de efectele războiului hibrid. Dosarul Bahamas este o dovadă clară a războiului hibrid pe care Federația Rusă îl poartă împotriva Republicii Moldova, Occidentului și Statelor Unite ale Americii. Și cu siguranță la ora actuală există și alte scheme care se pedalează în spațiul nostru. Trăim senzația anului 1918 în care Federația Rusă, în dorința de a destabiliza complet Republica Moldova, așa cum a fost Basarabia, eliberează din închisori oameni cu dosare penale loiali Moscovei care fac jocul lui Igor Dodon. Această destabilizare și pe segmentul transnistrean se face din dorința de a-i garanta lui Igor Dodon un nou mandat de președinte al statului. Implicarea mea în această campanie prezidențială s-a făcut și din dorința de a oferi cetățenilor Republicii Moldova o alternativă la tot ce este actualmente în Republica Moldova. Nu vă înșelați în privința celor care vă spun că pot remedia din interiorul Republicii Moldova aceste probleme. Acest sistem este profund corupt și ticălos și cinic. Unica soluție pe care o avem este într-o perioadă foarte scurtă, alegând un candidat pro-unionist și care pledează pentru întregirea cu România, să procedăm la inițierea acestui mecanism de reîntregire, pentru că punctul 5 al angajamentului meu pentru prezidențial este integrarea sistemului de apărare, securitate și ordine legală a Republicii Moldova în cel românesc și euroatlantic. Este unica soluție, nu vă creați iluzii și dosarul Bahamas ne-a arătat acest lucru. Să aveți o zi bună, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vom mai reveni și cu alte detalii legate de acest dosar, pentru că oamenii implicați în această schemă arată cât de mare este amploarea implicării oamenilor din anturajul lui Igor Dodon. Deci nu e vorba doar de Igor Dodon, ci este vorba de o complicitate a oamenilor care execută aceste scheme în favoarea unor interese de clan și în favoarea intereselor Federației Ruse. Restul este decor. Tot ceea ce pledează Partidul Socialiștilor, pensii, salarii, transformări și modernizări, sunt o retorică populistă și de propagandă. Asta este esența guvernării socialiste și a lui Igor Dodon. Interesele de clan și a Federației Ruse pentru a deturna traseul de integrare europeană și de apropiere de România. Excelență, dacă... Mulțumesc. Doar o mică remarcă, stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, evident că v-am prezentat doar câteva secvențe și vă spuneam că conform informației de care noi dispunem, și vreau să mulțumesc tuturor celora care ne-au asistat, ne-au ajutat ca să avem acces la aceste documente, să le mulțumesc, fiindcă prin gestul lor demonstrează cât de coruptă, cât de lașă și cât de ticăloșită este guvernarea lui Igor Dodon, inclusiv și Igor Dodon ca persoană politică. Vor urma și altele, ziceam, de 29 de persoane, fruntași ai PSRM-ului implicați, și doar la urmă o mică remarcă care se impune. Dosarul Bahamas și dosarul faimosului culeoc a sacoșei trebuie să fie unul și același dosar. Nu cum a procedat
Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție le-a divizat special ca mai ușor să poate mușamaliza și a scoate basma curată pe Igor Dodon, dar și pe ortacii socialiști. De aceea sunt ferm convins și am discutat exact același detaliu cu domnul deputat Țicu. Este evident că este același dosar, unul care este interconectat și nici de cum nu poate fi separat. Avem nevoie de o țară o țară necoruptă, de lideri care nu sunt implicați în scheme de genul pe care le-am prezentat. Altfel, Moldova, Republica Moldova, nu mai are nicio perspectivă și atunci uneca cale este cea pe care a prezentat-o și a descris-o domnul deputat Octavian Țicu. De aceea vă îndemn și eu, în ce mă privește, votați cu încredere și cu fermitate o opțiune reală și realistă. O opțiune care va aduce dreptatea, bunăstarea în capul mesii pentru toți cetățenii. Iar Aldegașca, Dodon și alții, Platon, vor sta la penitenciarul 13. Sunt suficiente locuri. Vă asigurăm. O zi excelentă să aveți în continuare. Mult curaj și participați activ la alegeri. Respectați în egală măsură regulile, vă rugăm, vă implorăm, regulile de igienă oriunde vă veți afla, inclusiv și în ziua alegerilor. Participați masiv și dați votul cu fermitate pentru un viitor sigur și european și românesc al Republicii Moldova. Vă mulțumesc mult! Vă rog.